Să învățăm cu Pic Pic. Bună copii, eu sunt Pic Pic și îmi face mare plăcere să știu că voi, prietenii mei, astăzi îmi auziți vocea. În tot acest timp în care a trebuit să stau doar în casă, am fost foarte supărat. Îmi era dor de toți prietenii mei din parc și de la grădiniță. Dar am descoperit ceva care m-a făcut foarte fericit. Am întâlnit 3 prieteni care locuiesc chiar la mine în casă. Ei se numesc Cerculeț, Pătrățel și Triunghi. Fiecare aduce cu el câte o poveste pe care vreau să vi-o împărtășesc. Salutare tuturor! Eu sunt Cerculeț. Tot timpul sunt foarte vesel, energic, jucăuș și foarte mulțumit. Sunt mulțumit deoarece în jurul meu întâlnesc mereu lucruri care îmi seamănă. Soarele care strălucește pe cer și pe care îl salut în fiecare dimineață are formă rotundă, așa ca mine. Și balonul, dar și mingea pe care o lovești cu piciorul sunt rotunde, așa ca mine. Chiar și regina nopții, luna, are uneori formă rotundă. Spunem atunci că este lună plină. Bună copii, eu sunt Triunghi. Până să îi întâlnesc pe ceilalți prieteni ai mei, eram foarte trist și retras. Am suferit foarte mult pentru capul meu țuguiat ca al lui Oblio. Tristețea mea a durat până când am observat foarte multe lucruri care îmi seamănă. Semnele de circulație care sunt foarte importante, cornetele triunghiulare din care mâncăm delicioasa înghețată, cât și pânzele multicolore ale corăbiilor. Toate acestea înseamnă perfect mie. Dacă nu v-a povestit nimeni despre mine, eu sunt Pătrățel. Sunt foarte fericit atunci când privesc în jurul meu și văd multe lucruri create după chipul meu. O să vă dau câteva exemple. Ceasul cu față zâmbitoare și cadran în formă de pătrățel, biscuitul crocant pe care îl consumăm la micul dejun, dar și televizorul meu care are carcasă liniachie. Toate acestea îmi seamănă și de aceea sunt extrem de fericit. Pentru că ne dorim să nu vă simțiți singuri, noi, Cerculeț, Triunghi și Pătrățel, dorim să devenim prietenii voștri. Ca să putem deveni prieteni, vă provocăm la un joc. Jocul se numește Caută cu atenție. Ceea ce trebuie să faceți voi este să căutați peste tot în curte sau în casă 3 obiecte în formă de pătrat, 3 obiecte în formă de triunghi și 3 obiecte de formă rotundă. Dacă le-ați găsit, atunci noi declarăm că voi sunteți cei mai iscusiți copii. Vă mulțumim! Hei, sper că nu ați uitat de mine, deoarece și eu îmi doresc să fac parte din grupul vostru de prieteni, vă provoc la un joc. Jocul se numește Tabloul Formelor. Pentru acest joc avem nevoie și de ajutorul părinților. Rugați-i să vă deseneze un cerc, un triunghi și un pătrat. Până când ei desenează, voi puteți căuta prin casă diferite materiale. Pastă pentru lipit, mărgele multicolore, scobitori, piese Lego, boabe de fasole, chiar și semințe de floarea soarelui. Dacă ați terminat de căutat, acum încercați să așezați materialele pe conturul fiecarei forme pentru a realiza cât mai corect tablourile. Vă dorim spor la lucru și așteptăm poze cu lucrările finalizate!